Aproximativ 20.000 de persoane, potrivit poliției, au manifestat luni 31 august la Viena contra tratamentului aplicat imigranților, la câteva zile după descoperirea unui camion frigorific cu 71 de cadavre pe o autostradă din Austria. Manifestanții s-au adunat la gara Westbahnhof, înainte de a mărșălui de-a lungul unei străzi comerciale, în timp ce un serviciu religios în memoria celor 71 de imigranți avea loc în Catedrala Sfântul Ștefan din Viena. Ne-am săturat de atâția morți, de suferință și persecuție, a declarat cu această ocazie arhiepiscopul de Viena, cardinalul Christoph Schönborn, în prezența mai ales a membrilor cheie ai guvernului austriac. Marșul și slujba religioasă au avut loc la scurt timp după sosirea de la Budapesta în gara Westbahnhof a unor trenuri transportând sute de imigranți care au fost blocate mai multe ore la frontiera austro-ungară. Mulți dintre aceștia, majoritatea fără vize, s-au urcat apoi într-un tren cu destinația orașul austriac Salzburg, în timp ce alții în trenuri spre München, în sudul Germaniei, potrivit unei agenții de presă.